continuăm și vă aducem un personaj de-a dreptul impresionant care a fost depisat de echipa Vorbelor Bune pe străzile Chișinăului. În țara din care provine e o vedetă de televiziune, prezintă buletine de știri și versiunea locală a emisiunii Da sau Nu. Îl cunoaștem chiar acum pe Owen. Cum ar fi să mergeți pe străzile Chișinăului și să întâlniți un actor celebru din Statele Unite sau un prezentator din Malaezia? Pe Owen Yap, colegii noștri l-au întâlnit zilele trecute în centrul capitalei, în timp ce își începea călătoria prin țara noastră, fiind în căutare de aventuri și locuri unice. Owen este unul dintre cei mai populari prezentatori TV din țara sa, iar în Moldova l-a adus pasiunea pentru călătorii și piesa noastră de la Eurovision 2017. Moldova is a very new country to most of the Malaysians. Because it's in Europe, but it's kind of like not many people aware of Moldova. But actually, I came to know Moldova when I think that was like many years ago. But what makes me wanted to visit Moldova was because Moldovan, I think you won in the Eurovision 2017, third place, and I think the song was fantastic. Hey Mama or something. I remember. I thought they should actually win. I thought it would be winning, but. I love the La Placini. Placini, yes, it's really good. And I tried yesterday. Mama Liga, yeah, that was really good too, Mama Liga. M-a găsit pe mine pe un site internațional a fotografilor. El a sunat mai mulți fotografi, însă foarte puțini i-au răspuns lui. I think the world is too big and I'm too small, so I have to make a single step to get closer, to have a closer look of the world. So here I am. În Malaezia nu există om să nu-l știe pe Owen Yap. La ai săi 43 de ani, prezentatorul este gazda principalului buletin de știri al zilei în limba chineză. I'm reading news, the primetime news on 8TV, which is mainly catered to the Chinese market in Malaysia, and also hosting some TV show. L-am provocat pe Owen Yap să-și încerce norocul în rol de prezentator și la pupitrul știrilor de la Canal 2. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Canal 2. Sunt Owen Yap și vă prezint C3 din doua zara. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Channel 2. I'm Owen Yap and I present you news from all over the country. Owen a ajuns jurnalist aproape dintr-o întâmplare, mai ales că nu a studiat deloc acest domeniu. I actually saw a job opening on newspapers when 8TV started off in 2004. So and then I applied. I sent in my application, and that time actually I was a university lecturer. I've been teaching, lecturing in the university, the marketing and management subjects. Unul dintre proiectele cu care se mândrește este și versiunea malaeziană a show-ului Da sau Nu. Iar întâmplarea a făcut ca, în perioada când prezentatorul a vizitat țara noastră, Dan Negru să filmeze câteva ediții speciale ale emisiunii. În cerul va apărea Owen Yap în show-ul de la Prime, veți afla în curând. It's a totally different experience of seeing Deal or No Deal held in Moldova. It was really cool and I managed to see all the 26 beautiful girls, and that was what Dan told me. They are the best girls, the most beautiful girls in Moldova. They are all here for Deal or No Deal, 26 of them. So and later, I'm not interested in getting Dan's phone number. I'm interested more in getting the girls' phone numbers. Watch Bobe Bune cu Lilu every day from Monday to Friday at 5 p.m. on Canal 2. Prezint. Si va prezint. Știr. Stream. Știr. Steve din. Toată. Ha? Toată.